Bună ziua tuturor! Iată-ne împreună din nou pe canalul meu! Bine ați venit în universul Marie Cris și în bucătăria mea! După cum ați înțeles, astăzi vă invit în bucătărie și vom pregăti împreună fritele de dovleac sau gogoșele, chiftele, cum vreți să le numiți. Eu m-am inspirat din rețetele italienești și rămânându-mi dovleac de astă toamnă, mi-a venit ideea pe care vreau să o împărtășesc cu voi de a face aceste fritele. Dar haideți să începem! Pentru fritele avem nevoie de următoarele ingrediente. Făină 200 de grame, 2 ouă, 50 de mililitri de lapte, dovleac, 250 de grame pe care îl vom da pe răzătoare, brânză pecorino, brânză rasă, 2 linguri, o linguriță de sare, noce moscata sau nucșoară și jumătate de cubuleți de drojdie de bere sau praf de copt pentru torturi sărate, tot jumătate de pliculeț. Mai avem nevoie de ulei pentru frigere și de o tigaie. Haideți să începem!
Sper că v-a plăcut această idee de bufet. Se pot servi fie calde, fie reci.